Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 5 aprilie și pomii au înflorit. Nu au înflorit. Nu au înflorit pomii, dar e o zăpadă. Pot să zic că e faină, ieri a fost viscol, a bătut vântul. N-am vrut să filmez, dar trebuie să rămână în cartea de istorie această zi. Cu toate că prin 2011, pe 7 mai, am mai avut o astfel de zăpadă. Bun, zăpadă ca zăpadă, da? Eu vreau să arunc o privire la un stup, să văd ce face mă albinuțelor, ce faceți voi pe zăpadă. Știți că a venit un pic de zăpadă, dar asta nu e neapărat rău. Mă bucur că n-au venit cele minus 10 grade. De siropelul l-au luat, iată, când am dat alaltă ieri. Și aici avem acele turtițe care le-am dat eu câte 200-300 de grame, da? Iată, albinuța o mâncă și până, din păcate, până pe joi așa trebuie să stați voi la cutie. Un alt aspect important, știți voi că eu am strâns bine cuiburile. Acum pentru cei care ați extins, ia vedeți, deci aici era albină când am strâns, acum nu mai este, toată albina a venit și s-a restrâns în cuib, tot, deci iată așa frumos a venit ea și stă în cuib. Acum nu știu dacă se mai face un pic de condens, dar eu mă bucur că sunt strânși. Adică cine nu s-ar bucura acum să-i aibă strânși, să o luăm așa, da? Cine nu s-ar bucura să-i aibă strânși? Bun, cam atâta. Ne uităm și pe la ordinișe, la albinuță, dacă e aici o problemă. Nu e. Albinuță moartă prea multă, să zicem, una, două albine. Pe aici, colo. Deci cam atâta. Cât acest mic filmuleț doar ca să notăm că astăzi, pe 5 aprilie 2023, am intrat în un pic de zăpadă. E un pic de zăpadă, suntem un pic mai supărați așa că nu zboară albina. De cum e zăpada ordinii, dar se va topi, nu? Nu îmi fac griji cu această zăpadă. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!